Lili Sandu, da, accept. Știi că ești bătrân când te uiți în oglindă și vezi că deja au apărut ridurile alea. Da. Alături de mine este un trainer în estetică facială care o să ne învețe astăzi cum avem grijă de pielea din zona ochilor. Georgiana Berceanu, bine ai venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Astăzi ai venit împreună cu Iulia. Bună, Iulia! Bine ați venit pe la noi! Bună, fetelor! Bună! Bună, bună! Georgiana, multe dintre noi acordăm o atenție sporită, ca să zic așa, tenului în general, dar cumva uităm și de pielea din zona ochilor. De ce este important să îngrijim această zonă? Așa este. De asemenea, zona din jurul ochilor este o zonă ușor afectată și agresată. În această zonă apar frecvent ridurile de expresie, liniile de expresie, cred că primele riduri, șarcănele și totodată și pungile. Da, sună bine, între ghilimele. Cum este zona asta ochilor? Adică, care ar fi atenția pe care ar trebui să o acordăm, de fapt? Așa cum ne acordăm atenția pe restul feței, pe ten, gât și decolteu, nu trebuie niciodată să omitem și aceste două părți. Aceeași rutină de îngrijire trebuie să o acordăm cu o atenție sporită și zonei perioculare. Este o zonă ușor dispusă către agresiunile de mediu, factorii de mediu care ne agresează zona. Este o problemă des întâlnită, atât la domni cât și la doamne, la orice vârstă și indiferent de culoarea pielii. Georgiana, hai să începem rutina de îngrijire a ochilor, da? Sigur. A pielii din zona ochilor. Cu ce începem? Avem o multitudine de produse, grație tehnologiei din ziua de astăzi. Exact. Și primul pas, ca în orice rutină de îngrijire, bineînțeles că le reprezintă demachiantul. Există un demachiant special pentru această zonă? Da. De asemenea și produsele. Atâta timp cât pe produsul respectiv nu este specificată și zona de eye contour sau eye cleanser, da, nu trebuie niciodată să ne ducem cu produsul de pe față în zona ochilor. De ce? Pentru că sunt mult mai agresive. Zona de pe ten, pielea de pe ten, este ușor mai groasă. Zona perioculară este o zonă foarte sensibilă și atunci avem nevoie de un demachiant bifazic. Are atât o fază uleioasă cât și una apoasă. Trebuie ușor agitat, amestecat înainte. Așa cum a făcut și Iuliana. Exact. Acum, astfel încât arată să ne poată oferi și demachierea aceea a machiajului waterproof. Noi, doamnele, frecvent utilizăm și produsele cu efectul waterproof pentru a nu ne trezi pe parcursul zilei. Exact. Exact. Bun, acum că ne-am demachiat, hai să mergem mai departe. Mergem la crema de zi, da? Acesta ar fi următorul mergem pas. La crema de zi. Cremele de zi le recomand de fiecare dată să fie cu textura seroasă sau o textură lejeră. Seroasă? Sigur că da. Avem adică aici două produse cu o textură mult mai lejeră. Această textură lejeră o putem aplica atât în jurul ochilor, dar să nu uităm că o putem aplica inclusiv de la baza genelor, către lungime, către vârful genelor și asigurăm o rutină de îngrijire completă atât pentru ochi, dar și pentru gene, pentru că le ajutăm să crească în lungime, dar și în densitate. N-am știut asta. Iar această textură lejeră se absorbe foarte ușor în piele și pregătește pielea în prealabil înainte de aplicarea make-up-ului. Foarte interesant. Iuliana, sunt multe păreri. Nu știm exact cum să aplicăm o cremă în zona ochilor. Se aplică prin tapotare, pur și simplu învârtim. Am înțeles că e foarte important acest lucru. Desigur. Sunt mișcări ușoare, așa, de tapotare. De fiecare dată, pentru a obține și efectul drenant, trebuie să pornim din colțul intern al ochiului, exact, către colțul extern. După care putem să facem și un ușor masaj ca să decongestionăm toată zona perioculară. Și anume, mișcările vor fi de fiecare dată de jos în sus, pentru că ne dorim foarte mult să avem și efectul acela de lifting, cu de siguranță, ridicare a sprâncenei, astfel încât ochiul să pară instantaneu și să devină proaspăt, luminos și să-i oferim luminozitatea și strălucirea pe care cu toții ne-o dorim. Georgiana, există anumite ingrediente care mențin pielea din zona ochilor? Desigur, da? Desigur. Pentru efectul drenant intervine ingredientul cafeina, algele brune,
Iar pentru efectul de lifting, da, aici avem nevoie de formule complete, cum ar fi peptidele, acidul hialuronic, colagenul. Și să nu uităm că există și acele cearcăne maronii. Există. Iar cearcănele maronii, da, spre negru, exact, foarte închise la culoare și des observăm persoane care sunt inclusiv pe zona de ploapă, uh-huh, foarte cenușii. Avem nevoie de formulele pe bază de retinol. Retinol. Exact. Pentru zona ochilor. Exact. Uh-huh. Și ne putem completa și de formula cu vitamina C, dar nu în același timp. Fie retinolul, fie vitamina C. Adică trebuie cumva să le alternăm. Exact. Uh-huh. Pentru că sunt două ingrediente puternice, da, și în loc să ne facem bine, putem să agresăm pielea din jurul ochilor. Dar putem să aplicăm dimineața fie formula cu vitamina C pentru că ne dorim mai multă prospețime și luminozitate, iar în timpul nopții formula cu retinol. Ai zis bine, timpul nopții. Haideți să trecem la crema pentru noapte. Cum o alegem? Sigur. Care crema, sunt criteriile? Crema pentru noapte. Vorbim despre zona ochilor pentru cele care ni s-au alăturat. Doamne care ni s-au alăturat mai târziu. Crema, zona ochilor, cum o îngrijim și că trebuie să avem o atenție sporită, bineînțeles. Crema pentru noapte o vom alege de fiecare dată pe cea cu o textură mult mai untoasă. Aha. Și trebuie să sau fie un pic mai... avem și textura aceasta care are și un ușor efect de lifting. La 3 minute de la aplicarea acestui produs până la aproximativ 8 ore vom avea instant efectul acela puternic de lifting și de ridicare a sprâncenei, uh-huh, și ochiul devine instant proaspăt, privirea deschisă și luminoasă. Georgiana, care e cantitatea? Uite că te-am văzut pe tine că deja luai... Cantitatea pe care trebuie să o aplicăm sunt, eu dozez 3 punctulețe. Cantitatea pe care mi-am aplicat-o aici pe mână, da, o să o iau și o aplic sub formă de 3 punctulețe. Nu trebuie o cantitate generoasă. Dar cu aceste produse mult mai unctuoase, o dată sau de două ori pe săptămână, le putem aplica și precum mască. Și le lăsăm peste noapte să acționeze, urmând ca a doua zi să ne reluăm rutina de îngrijire. E foarte interesant că ai spus asta și apropo de măști, știu că există și bine, știm că există măști pentru, pentru zona feței, da? Corect. Dar nu știm că există măști pentru zona Toate produsele cu textura untuoasă, hrănitoare, da, o dată de două ori pe săptămână pot să fie aplicate și precum mască. Cremele cu textură lejeră nu le aplicăm precum mască pentru că ele se absorb rapid imediat în piele. Dar să nu uităm că avem și aceste produse asemănătoare cu masca lui Zoro. Așa. Care sunt gata, măști tip șervețel, gata impregnate în soluția activă. Sunt de unică folosință, sunt da? Sunt de unică folosință, exact. Putem, înainte de a aplica această mască, să o punem la frigider. Așa. Ca să devină efectul acela mult mai rece, crio, astfel încât să ne ajute mult mai mult și pe partea de pungi apărute la nivelul ochiului. Foarte interesant. Ne arăți și cum se aplică? Sigur că da. Numai puțin. Așa, trebuie să scoatem tot conținutul, tot conținutul acesta. Așa, cel mai bine. Bun, chiar și să nu mai uităm genul ăsta că de... nu tratăm doar zona de cearcăne și tratăm și zona de rid și totodată zona de pungi. Da, cu asta ne confruntăm. Asta e realitatea, nu e problemă, bine că avem soluții. Desigur. Așa, Iulia, uite, o să... Tratăm, după cum observăm, inclusiv ridurile din jurul sprâncenelor, care știm că sunt ridurile de expresie. Perfect. Câte minute trebuie să lăsăm să acționeze această mască? Această mască trebuie lăsată între 15 și 20 de minute să o lăsăm să acționeze. După cum observăm, este super impregnată în soluție activă. Avem aici peptide, avem formulă de acid hialuronic, colagen, avem ce trebuie verzi, exact, toate ingredientele necesare pentru a estompa cearcănele, ridurile și pungile. Am înțeles, fetelor, vă mulțumim, Iulia, Georgiana, cu mare drag, ne revedem oricând.